previzibilă, am decis înființarea unei entități care să se ocupe exclusiv de toate etapele procesului de consolidare. Până acum, de acest subiect extrem de important, s-au ocupat angajați din mai multe direcții ale primăriei, care aveau și alte responsabilități și am constatat că nu lucrau în mod coordonat. Această entitate de coordonare a procesului de consolidare se va numi Administrația Municipală pentru Consolidarea Imobilelor cu Risc Seismic, instituție publică în subordinea Consiliului General al Municipiului București. În ședința ordinară din luna septembrie, voi supune aprobării Consiliului General proiectul de hotărâre privind înființarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Imobilelor cu Risc Seismic. În această administrație, toți angajații, subliniez, toți angajații, se vor concentra doar pe consolidarea clădirilor cu bulină.